Am impresia că de fiecare dată când mă pun eu să filmez, parcă apăs butonul de rec și ies toți norii pe cer. Acum jumătate de oră când am început să mă aranjez cu gândul să filmez acest clipuleț care o să fie un unboxing al unui colețel pe care l-am primit de pe site-ul Parfumo. Era o lumină așa afară foarte difuză, erau niște nori din aia albi pufoși care lăsau așa lumina să treacă prin ei și nu era soarele la puternic care să te orbească, ci era o lumină așa plăcută și am zis ok, e momentul perfect să filmez un unboxing, dar am apăsat butonul de rec, m-am pus aici jos în poziția originală de unboxing și au ieșit toți norii pe cer, așa că din nou îmi cer scuze dacă lumina naturală o să fluctueze, dar încerc să mă folosesc de lumină naturală cât de mult în clipurile mele pentru că este cel mai bun tip de lumină pe care îl poți folosi pentru video. Vă ziceam de un unboxing, ei bine, da, este un unboxing al unui pachetel pe care l-am primit de pe site-ul Parfumo. Am primit un voucher la ei pe site și mi-am putut alege eu ce produse am dorit. Astăzi este miercuri și curierul a venit tot astăzi, undeva în jur de ora 1, așa că imediat după ce am terminat programul de la muncă, am aruncat niște make-up pe față, un top drăguț și am zis să deschidem coletul ăsta live, cât se poate de real aici împreună, pentru că sunt și eu foarte curioasă, nu puteam să stau cu coletul ăsta și să mă uit la el așteptând momentul oportun pentru a filma, așa că v-am zis, m-am organizat cât am putut de repede, mi-am pus bateria la încărcat și iată-ne aici, deschidem un pachet de la Parfumo. Aici înăuntru ar trebui să fie o grămadă de cosmetice, cosmetice pe care mi le-am ales eu, v-am zis. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă zic că o să filmez și close-up-uri pentru fiecare din produsele astea, o să fie inserate aici în partea mea stângă, pentru a vedea și voi detaliile produselor și swatch-uri și așa mai departe, așa că o să las forfeca asta jos și o să vă zic că vă urez vizionare plăcută și sper să găsim o grămadă de bunătăți aici. Eu sunt extrem, extrem de curioasă și de-abia aștept să văd toate produsele și să mă joc cu toate produsele, așa că hai să înceapă unboxing-ul. Bun, deci sunt foarte, foarte încântată să văd ce anume se află în acest colet, cu toate că eu știu ce produse mi-am ales. Sincer, nu mai rețin exact toate produsele pe care le-am ales, așa că sunt foarte, foarte încântată. Vreau să vă zic că cei de la Parfumo nu m-au plătit în niciun fel să vorbesc de bine de produsele lor, doar mi-a fost oferit acest voucher la ei pe site cu scopul creării de conținut aici pe pagina mea de YouTube și pe Instagram. Așa că, în cazul în care o să am o părere proastă despre vreun produs, evident că o să spun, pentru că asta este și scopul acestui videoclip, să zic de bine ce e de bine și de rău ce este de rău. Dar să sperăm că nu o să fie niciun lucru de rău de spus. Prețurile de pe site-ul Parfumo nu cred că mai sunt un secret pentru nimeni. Sunt niște prețuri extrem de accesibile, așa că eu mi-am cumpărat o grămadă de cosmetice la niște prețuri, wow, foarte bune. Între timp am deschis și coletul și vreau să-l deschidem, chiar să-l deschidem împreună, să vedeți și voi cum va ajunge un colet în cazul în care comandați de pe site-ul Parfumo. Vedeți că am deschis cutia și aici se află o grămadă de pungulițe din acestea cu aer, cu care Mira o să se joace probabil dintr-un moment în altul. Să sperăm că nu o să ne deranjeze chiar acum. Și cam așa arată ce se află înăuntru. Încerc să vă arăt fără să răstorm și să fie cât de cât în focus, sper. Vedeți că toate produsele, spre și surprinderea mea, vin ambalate individual în hârtie din aceasta cu bule, de care Mira iar o să fie extrem de bucuroasă, așa că așa ajunge comanda în cazul în care vă dați o comandă de pe site-ul Parfumo. Eu o să o las undeva, nu știu, să nu mă plec foarte mult după ea, o să mi-o pun practic aici în brațe și o să încep cu ce produse îmi vin la mână. Evident că nu o să știu să vă spun părerea mea despre aceste produse și asta pentru că nu le-am testat pe marea majoritate. Mi-am cumpărat și niște lucruri pe care eu le mai testasem în trecut, dar majoritatea produselor sunt noi, așa că o să avem doar niște first impressions acum la început și bineînțeles că o să mai revin eu poate cu niște tutoriale de machiaj pentru începători. Poate în cazul în care vreți mă puteți urmări pe pagina de Instagram, pentru că acolo pe story sigur o să vorbesc despre produsele pe care le-am primit. Primul pachetel din ăsta, să zicem, este acest pachetel cu 3 buretei de la Gabriela Salvete. Uitați-vă cât sunt de drăguței. Eu am tot auzit de Gabriela Salvete și chiar eram foarte curioasă să încerc niște produse de la această firmă.
Așa că am zis că niște bureței ar fi ideali. Par niște bureței din ăștia care seamănă foarte mult la textură cu Beauty Blender-ul. Vedeți că vin în trei culori, așa, un roz închis, un roz mediu și un roz foarte deschis. Acest set de bureței a fost undeva în jur de 20 de lei, dar nu vreau să vorbesc prostii. O să vă las în bara cu descriere link-uri pentru toate produsele. Deci da, să sperăm că sunt bune acești bureței. V-am zis, n-am mai încercat nimic de la Gabriela Salvete până acum. Am tot auzit că este o firmă care produce cosmetice foarte bune și foarte calitative la niște prețuri accesibile, așa că de-abia aștept să încerc acești bureței care, v-am zis, prima mea impresie este ca o textură foarte asemănătoare cu cea a Beauty Blender-ului. Eu am mai avut în trecut și Beauty Blender și în momentul de față am un burețel de la Real Techniques care îmi place foarte mult, dar de-abia aștept să încerc și pe aceștia. Următorul pachetel conține două produse și anume... Cred că avem și o surpriză aici, pentru că eu nu mi-am să fi comandat acest lip balm. Nu știu dacă este lip balm, haideți să vedem ce este. O chestie de la The Balm, asta pot să vă zic sigur, o chestie de buze de la The Balm. Și este Creamy Lip Stain. Ok, deci este un lip stain cremos care vine într-o nuanță absolut delicioasă. O să vedeți, voi v-am zis aici lângă mine undeva swatch-uri, dar eu mai am produse de la The Balm și îmi plac foarte mult. Acest tip de produs exact nu l-am mai încercat până acum, dar sunt super, super curioasă. Culoarea pare oricum foarte frumoasă și ambalajul delicios, ca de obicei cei de la The Balm au cele mai frumoase ambalaje ever. Și acum lucrul pe care îl așteptam eu foarte mult este acest, cum îi spune exact, Super Stay Matte Ink de la Maybelline. Este un ruj din acesta mat. Eu n-am mai încercat niciodată rujurile mate de la Maybelline, dar la fel am auzit o grămadă, o grămadă de lucruri bune despre ele. Toată lumea le laudă pe tot internetul, așa că atunci când le-am văzut pe site-ul Parfumo, am zis că trebuie să încerc și eu o nuanță. Și mi-am luat această nuanță de roz pudrat, absolut delicioasă. Cred că o să arate foarte bine acum pentru lucrurile de vară și de ce nu de primăvară, deci abia aștept să îl încerc. Pare o nuanță la fel foarte plăcută. Este nuanța 10 Dreamer. Sper că focalizează acolo. Următorul pachetel din ăsta micuț pe care îl avem este un eyeshadow și acest eyeshadow este tot un cadou din partea celor de la Parfumo, pentru că eu nu mi-amintesc să fi comandat asta. V-am zis de Gabriela Salvete chiar în începutul videoclipului și v-am zis că sunt curioasă să încerc cosmeticele de la această firmă, pentru că am auzit foarte multe lucruri bune despre ele. E bine, ei mi-au trimis un eyeshadow din ăsta șampanie, foarte frumoasă nuanță și foarte portabilă pentru zi. Și swatch-ul pare foarte, foarte mișto. Cred că puteți să vedeți cât de drăguță este nuanța. E o nuanță pe care o puteți folosi și dacă sunteți mai experte în machiaj și dacă sunteți mai începătoare, așa cum sunt și eu. Eu, nivelul meu de machiaj, știu să mă machiez pe mine și câteodată mi iese, câteodată nu, dar sunt absolut îndrăgostită de tot ceea ce ține de machiaj și sunt pe drumul de a mă perfecționa în domeniul acesta. Așa că mă bucur tare mult de fiecare produs nou pe care ajung să îl încerc. Și că tot veni vorba de produs nou, am aici un eyeliner foarte renumit de la Maybelline. Am auzit o grămadă de lucruri bune despre acest eyeliner. Este Maybelline Lasting Drama Satin. Este eyelinerul ăsta cu capac alb. Așa îl știu eu și așa îl știe toată lumea de pe internet. Are o pensulică din asta care este rigidă, dacă puteți să observați voi acolo și, nu știu, am fost foarte curioasă să încerc, v-am zis, pentru că am auzit foarte multe lucruri bune despre el pe internet. În general, am auzit multe lucruri despre produsele pe care le-am comandat de pe site-ul Parfumo, așa că abia aștept să-mi fac și eu opinia mea despre ele. Următorul produs pe care îl avem tot în același săculeț este un ruj de la Bourjois, este ediția asta ruj velvet și este o nuanță delicioasă, se numește Happy Nude Year, nuanța 09, Happy Nude Year, sper că focalizează acolo. E o nuanță superbisimă, deci e genul de nuanță pe care eu aș purta-o absolut oricând. Este culoarea aceea de My Lips But Better. Nu știu dacă știți despre ce vorbesc, dar
în general în state și în afară, la fetele pe care le mai urmăresc eu pe partea asta de make-up, vorbesc despre această nuanță, practic nuanța buzelor tale, dar mai frumoasă. Cred că asta este fix nuanța de care aș avea eu personal nevoie și textura, pentru că am făcut și un swatch între timp, textura pare extrem, extrem de faină, deci de-abia aștept să încerc. V-am zis nuanța 09 Happy Nude Ear. Vai, câte produse mai avem aici. Bun, luăm un alt pachetel, de fapt, din acesta și găsim pudra mea preferată din toate timpurile, ever. Recumpăr pudra aceasta din liceu, de când am început eu să mă machiez prima dată. Este pudra asta de la Rimmel Stay Matte în nuanța 03 Peach Glow și am găsit-o pe site-ul Parfumo la un preț extraordinar, a fost 10 sau 11 lei și în mod normal în magazine, în DM sau în Auchan sau mă rog, magazine din acestea care comercializează cosmetice, se găsește la vreo 25-30 de lei, depinde de magazinul de unde o cumpărați și la ce ofertă o găsiți, dar când am văzut-o la 10 lei am zis că trebuie să o achiziționez pentru că niciodată n-am găsit-o la prețul ăsta. Cei de la Parfumo au niște prețuri foarte, foarte mici, foarte budget friendly, dacă pot să zic așa. Și mai am aici încă o surpriză de la Parfumo, din nou un produs de la Gabriela Salvete. Cred că a fost gând la gând cu bucurie, pentru că v-am zis că voiam să încerc mai multe produse de la Gabriela Salvete, doar că doar acei bureței i-am comandat eu personal și încerc să deschid acum ca să vedem împreună cum arată acest iluminator. Este un Lumi and Glow Powder, deci cred că este un fel de blush iluminator, ceva, cred că este de aplicat, un singur produs de aplicat pe tot pometele, care ține loc și de blush și de iluminator. De-abia aștept să-l încerc, este în nuanța 02 și se numește Lumi Glow Powder. La fel, dacă găsesc link-uri, v-am zis, o să le las în bara cu descriere pe toate. Următorul pachetel pe care îl am aici este ambalat foarte bine și este tot un produs de la Gabriela Salvete. Este o paletă de farduri de data aceasta, care este și învelită într-o folie de plastic. Încerc să o deschid acum, fără să îmi rup unghiile de preferat, ca să vedem cât mai bine și cele 6 nuanțe pe care le are, cel puțin primele 5, adică cele 5 din partea asta sunt extrem de purtabile și foarte potrivite pentru zi. Iar dacă vrei seara să adaugi așa un strop de vavavum machiajului, te poți folosi de nuanța asta de negru, de care eu sunt foarte curioasă. Este mai mult o nuanță de gri, cred că se vede acolo, dar pare a fi extrem de pigmentată, ok. Cred că o să fie foarte, foarte faină de folosit. Cred că este și una dintre singurele mele nuanțe atât de închise, deci abia aștept să experimentez cu acest produs. Ce mai găsesc aici este tot un pachetel. Am aici un concealer. Abia am așteptat să încerc acest concealer. La fel, am auzit o grămadă de lucruri despre el pe internet de-a lungul timpului. Este concealerul de la Bourjois, Healthy Mix Anti-Fatigue Concealer și eu am nuanța 51 Clair Light. Nu știu dacă îmi este neapărat potrivită acum, dar sigur mai încolo către iarnă o să-mi fie potrivită, cu toate că nu sunt cine știe ce bronzată în momentul ăsta. V-am zis, am auzit foarte multe despre el și chiar mi-am dorit să îl încerc, așa că de-abia aștept să îl supun la teste. Și un lucru de care am fost foarte impresionată și la fel pe care abia îl așteptam este acest fard lichid de la Bourjois. Este Metal Edition 24 Hour Eyeshadow și este într-o nuanță pe care eu nu o pot pronunța, dar este nuanța 07, este auriul ăsta închis foarte, foarte frumos și pare oricum o nuanță foarte frumoasă și foarte purtabilă pentru zi. Eu mi-am dorit o nuanță din aceasta de auriu pe care să o pun eu așa pe toată preapa și să nu îmi bat foarte mult capul în zilele acelea călduroase de vară, deci sunt foarte, foarte curioasă să experimentez și cu aceasta. Mai am aici încă un pouch din acesta și încep să vă previn de pe acum că mi-am comandat foarte multe fonduri de ten, pentru că eu de ceva timp folosesc un singur fond de ten de la L'Oreal și am vrut să experimentez cu mai multe fonduri de ten, așa că să sperăm că mi-am nimerit nuanța în toate și abia aștept să le încerc.
Primul fond de ten pe care mi l-am comandat este acesta de la Revlon, se numește exact Photo Ready Airbrush Effect. La fel, am auzit cât în lună și în stele despre el pe internet și am vrut să-mi fac și eu o părere personală despre el. Da, nu știu ce să vă zic acum decât că este în nuanța 02 Vanilla, da, asta este nuanța 02 Vanilla și are și factor de protecție 20, deci practic mai adaug așa un picuț de factor de protecție peste SPF-ul nostru de zi cu zi. Și un alt produs care se află în acest pouch de plastic este tot un fond de ten foarte vorbit și râvnit pe internet și anume Maybelline Fit Me Matte and Poreless pentru piele normală spre uleioasă. Eu am tenul combinat, zona T este uleioasă, iar obrajii sunt normali, spre uscați, depinde ce produse de skincare folosesc și dacă îmi priesc acestea, evident. Și l-am luat în nuanța 102, care se numește Fair Ivory. Pare să mi se potrivească nuanța, cu toate că pare puțin cam roz, dar lucrul ăsta o să se vadă mult mai bine pe ten atunci când o să-l încerc. De-abia aștept să îl încerc, o să fiu foarte grijulie să vedem pe care să îl începem prima dată, dar urmăriți-mă pe pagina de Instagram pentru că sigur, sigur o să vă pun la curent și acolo. Și în timp ce povesteam aici cu voi, deschid un alt pouch. Haideți să scot mai bine toate produsele din acest săculeț de bule și să vedem ce avem aici. Este un tuș. Un tuș de la Rimmel, este un tuș din acesta colorat, nuanța pare absolut delicioasă atât pentru vară cât și pentru toamnă. El este nuanța 04 So Savage și este așa un copăr bronzuliu, foarte frumos, v-am zis, atât pentru vară cât și pentru toamnă. Și produsul, denumirea completă a produsului este Rimmel London Wonder Swipe 2-1 Liner to Shadow. Deci îl puteți folosi atât ca și eyeliner cât și ca și eyeshadow. Este foarte practic, este o nuanță foarte plăcută. O să vedeți mai multe din partea de try-on, dacă pot să zic așa, obișnuită fiind cu haulurile. Zic partea de haulurile de haine, zic partea de try-on, dar înțelegeți voi ce vreau să zic. Un produs. Nu, nici că mai trebuie să mai zic foarte multe despre acest produs, este Rimmel London Provocalypse în nuanța, ce nuanță ești tu? 700 Skinny Dipping, eu ador nuanțele de nude, sunt feblețea mea, dacă aș putea să aleg o singură nuanță de purtat atât ca eyeshadow cât și pe buze ar fi un nude, așa că atunci când am văzut această nuanță de la aceste Provocalypse, care sunt nebunie pe tot internetul, am zis că trebuie să o am, mai ales că a fost la prețul de 11 lei, dacă vă vine să credeți, 10-11 lei. Nu știu de ce, pentru că uitați cât este de frumoasă nuanța. Eu, și dacă aș fi avut alte opțiuni la acest preț, tot pe asta nude aș fi ales-o, pentru că v-am zis, îmi plac foarte mult produsele nude pentru buze și mi se par foarte ușor de folosit și merg cu absolut orice make-up look sau orice outfit. Dacă nu știți, aceste Provocalypse se folosesc în 2 pași. Aveți aici pasul 1, care este culoarea. Trebuie să așteptați ca aceasta să se usuce, ea se usucă mat. Și pentru a deveni un picuț mai confortabilă pe buze, aplicați peste culoare acest gloss și se presupune că ar trebui să reziste 16 ore fără să se miște de pe buzele voastre, cel puțin culoarea, pentru că evident glossul se va duce, dar culoarea este rezistentă din câte am auzit eu pe internet. V-am zis, nu le-am testat, sunt foarte curioasă și eu să le testez, poate că o să facem pe story, în weekend, o chestie din asta și o să vedem cât rezistă cu adevărat rujul de la Rimmel Provocalypse. Deci urmăriți-mă ca să vedeți mai multe. Următorul produs este tot un staple de-al meu, doar că l-am găsit la un preț extrem de bun pe site-ul Parfumo. A fost sub 20 de lei, asta cu siguranță, așa că mi l-am băgat în coș cât am putut de repede. Este Maybelline New York Lash Sensational în nuanța Very Black. Îmi place foarte mult acest mascara, este unul dintre favoritele mele, îmi face genele așa să fie foarte lungi și foarte voluminoase, deci când l-am văzut la un preț atât de bun pe site-ul Parfumo, l-am băgat în coș cât am putut de repede. Următorul pouch pe care îl am aici este cu o măscuță de față, măscuță care vine din nou din partea, cadou din partea celor de la Parfumo. Uitați-vă că este tot de la Gabriela Salvete și este o mască hidratantă cu cocos,
Ceea ce mi se pare extrem, extrem de fain este genul acela de mască șervețel, din câte îmi dau eu seama, care trebuie lăsată pe ten 15 minute. Da, de-abia aștept să o încerc, pare foarte interesantă, cred că mirosul o să fie absolut genial și nici măcar nu știam că cei de la Gabriela Salvete au și skincare, așa că, da, mă scuză, niciodată nu este deprisos o mască. Ce mai am aici este un set de pensule, set pe care îl așteptam cu sufletul la gură, și anume un set de pensule de la Real Techniques. Este un set de pensule cu niște pensule un picuț mai ciudățele. Sunt pensule din astea care sunt tăiate în unghi, dacă puteți să vedeți voi. Stați și scot una, să vorbim mai bine pe situație. Și reușit între timp să desfac cutiuța și a venit și un invitat special aici. Să sperăm că o să stea cu minte. Dar cam așa arată pensulele, fără nicio reflexie din partea geamului. Vedeți că sunt pensule tăiate în unghi. Avem 3 pensule în total, o pensulă mare, o pensulă medie și o pensulă micuță acolo în mijloc. Mă gândesc că acestea două sunt pensule de față, iar aceasta este o pensulă de ochi. Mie mi se pare foarte utilă această tăietură în unghi a pensulelor, pentru că te ajută foarte, foarte mult atunci când vrei să îți aplici produs de contur. Vedeți cât de bine se emulează pe pomete și intră exact acolo unde trebuie. Mie, sincer, îmi lipsea o pensulă de contur, așa că atunci când am văzut setul acesta, am zis că sigur mă ajută și la blush, și la iluminator, și la eyeshadow în general. Așa că am fost foarte încântată să-l găsesc și a fost la un preț foarte bun. A fost în jur de 40-50 de lei, ceva de genul. Așa că m-am bucurat tare mult să îl găsesc. Nu știu, nu l-am mai văzut nicăieri, pentru că dacă l-aș fi văzut undeva, sigur l-aș fi cumpărat, pentru că mi se par foarte interesant pensulele și forma în care sunt tăiate. V-am zis, mi se pare că sunt foarte folositoare în make-up-ul feței în general, dar nu le-am văzut pe nicăieri decât pe site-ul Parfumo. Și ultimul pachetel din ăsta pe care îl avem aici, o să încerc să nu sparg nimic pentru că, da. Și da, într-adevăr, aici este un fond de ten, anume Revlon Color Stay, în formula aceasta pentru piele mixtă. Este matte finish, combination to oily skin, are și el SPF 15 și este în nuanța 180, care se numește Sand Beige. La fel, am auzit o grămadă de lucruri despre acest fond de ten și de-abia așteptam să îl încerc. Parcă niciodată nu mi-am făcut timp de el, dacă e să spun așa, atunci când l-am văzut în magazin și am zis că asta este oportunitatea perfectă să-l încerc. Și ce mi-am dorit eu să recumpăr, pentru că a fost așa ca un fel de flashback, ca un fel de amintire de când eram în liceu, este acest fond de ten de la Rimmel. Este fondul de ten pe care cred că îl știe absolut toată lumea. Este Lasting Finish 25 Hours. Are, din câte observ eu aici, și un hydration boost, ceea ce nu mă bucură pe mine neapărat, pentru că mi-ar fi plăcut să fie un finish din ăsta mat, dar nu putem să judecăm înainte să testăm produsul, așa că nu pot să zic mai multe. Are și el SPF 20 și v-am zis, ăsta și pudra aceasta sunt iubirile mele din liceu. Pudra asta încă am continuat să o recumpăr și încă o am în colecția mea de make-up, încă o folosesc, dar acest fond de ten s-a pierdut undeva pe drum, nu l-am mai recumpărat la un moment dat și acum când l-am văzut pe site-ul Parfumo am zis că trebuie să-l iau ca să îmi reîmprospătez așa memoria, să văd dacă este la fel de bun cât îmi amintesc eu că este. Și eu îl am în nuanța 100 Ivory. Este o nuanță extrem de deschisă, dar v-am zis, sper să-mi vină, dacă nu acum, mai încolo la iarnă. Oricum am 4 fonduri de ten, deci mă gândesc că o să-mi ajungă cel puțin anul ăsta, dacă nu, poate și anul viitor. Și gata, haul-ul a ajuns în sfârșit la final, cutiuța este goală și toate produsele sunt înșirate așa în jurul meu. Nici nu vă pot descrie în cuvinte cât sunt de încântată să încerc toate produsele astea pe care vi le-am arătat mai devreme și să vină spre voi cu păreri, cu review-uri, poate de ce nu și cu un make-up look de începători pentru vară aici pe YouTube. Lăsați-mi în comentarii dacă ați vrea să vedeți un astfel de videoclip. În cazul în care nu, puteți să mă urmăriți pe pagina de Instagram, pentru că acolo sigur o să postez ceva păreri despre produsele astea și ceva story-uri, ceva poze pe feed și așa mai departe. Le mulțumesc celor de la Parfumo foarte mult pentru oportunitate, pentru că au dat șansa unei începătoare în ale machiajului să încerce atâtea produse și să vină cu o părere sinceră, așa de om normal, nu de make-up artist. Deci sper să fie de folos review-urile pe care eu urmează să le postez pe pagina mea de Instagram.
și aici pe YouTube, în cazul în care sunteți interesați, o să pot să revin cu niște păreri, poate cu o comparație între aceste fonduri de ten sau v-am zis cu niște make-up looks pentru vară, deci lăsați-mi în comentarii și dați-mi și voi idei pentru că sunt nouă pe partea asta de make-up, eu mai mult mă ocup cu hăinuțele, dar m-ar bucura foarte mult să ne extindem puțin și pe partea de beauty. În încheiere vreau să vă mai zic doar să nu uitați să vă abonați la acest canal în cazul în care v-a plăcut de mine, pentru că sunt la început și mă ajută orice abonat în plus și mă bucură să văd când crește numărul acela cu oameni frumoși, așa că dacă rezonați cu mine și vă place stilul meu, apăsați butonul ăla de abonare că mă ajută și pe mine foarte mult. La fel, dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut. Este un cel mai bun indicativ al faptului că trebuie să continui să fac astfel de videoclipuri, așa că nu uitați să-mi lăsați feedback-ul vostru. Ne putem vedea și pe Instagram. V-am zis, acolo postez zilnic și o să postez și o grămadă de review-uri cu produsele pe care le-ați văzut, așa că mergeți pe Instagram, aveți link-ul în bara cu descrieri, toate link-urile produselor la fel. Dacă le găsesc pe site-ul Parfumo, vi le linkuiesc acolo jos. Și până data viitoare vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Sper să aveți o zi, o săptămână, o lună minunată. Kisses!